Mă gândeam că mai aveam o piesă pentru bis, dar ca să mă înțeleagă și oaspeții noștri, aș prefera să o fac tot acum, în timpul programului, ca să nu plece cu lacrimi în ochi de aici, din sala palatului. Așa că vom interpreta piesa Don't Cry For Me, Argentine. Atât am exersat să pronunț Argentine. Vedeți, noi românii suntem foarte practici și foarte deștepți. Pronunțăm cum citim, citim cum scriem și așa mai departe. Nu o mie și una de reguli și așa mai departe. Vă mărturisesc sincer că am căutat cum să pronunț. Nu Argentine, nu Argentine, nu Argentina. Cum să pronunț Argentine? Mama mea! Eu cred că toți vorbitorii de limbă engleză acum o să-mi dea un 8 și 25, cam așa, la pronunție. Thank you.
Ca să păstrați în memorie acest concert și să-l transmiteți prin viu grai memory de același compozitor. Weber.
domnilor, doamnelor, domnișoarelor, distinși auditori, cum doriți. Luați-o cum doriți dumneavoastră, dar primiți, vă rog frumos, respectul meu pentru căldura cu care ne aplaudați, pentru căldura cu care primiți muzica noastră. Foarte greu. Nu știu de ce l-am acceptat în program, pentru că solicită orchestra simfonică din punct de vedere tehnic foarte mult. Asta este un dans de mare virtuozitate. N-a fost ușor, dar orchestra, compusă din elemente de excepție, îl realizează la tempul la care dorește maestru Zamfir. Este vorba de dans din Hudson. Thank you.
Thank you.
De obicei terminam programul aici, dar e imposibil în București și să nu executăm o lucrare mult îndrăgită de toată lumea. Hora staccato. Mă bucur că o aplaudați cu atâta căldură pe maestru Zamfir, pentru că merită. Este un adevărat român și merită să fie iubit de românii din România și din toată lumea. Știți cum, nu există concert de sărbători de Crăciun acolo la Viena fără să se termine cu marșul de Radetzky, așa și eu am zis că nu se poate să încheie acest concert fără ciocârlia noastră românească.
Și acum am să vă văd dacă puteți egala Cairo. Nu spun absolut nimic. Thank you.